Imediat după votul privind eutanasierea câinilor maidanezi și a celui pentru legea asistenței sociale, opoziția a anunțat că nu mai vrea să participe la votarea celorlalte legi. Politicienii acuză fraudarea votului prin intermediul cartelelor deputaților. Același sistem de vot i-a bulversat oricum toată ziua și l-a scos din sărite pe secretarul general al Camerei, Gheorghe Barbu. Nu, aici nu apare. Nu apare. Mă duc să mai încerc. Domnul deputat se consultă și cu alți colegi, n-ajung însă la nicio concluzie. Cartela personală de vot introdusă în aparat părea să aparțină altcuiva. Nu mai apare nimic, dar ce va apărea? Ba da, ce se zicea? Ce apare? Apărea numele colegului, voi cu bădăriște fac. Nu, e numele meu acum. Nu bagi nicio cartelă și apare să rupă cearul, mi-ai uitat? Deci... ce să mai cred eu? Nu mai înțeleg nimic, dar puterea încearcă să dea explicații. Când apeși aici, bași cartela și când apeși aici, se întâmplă așa, începe LED-ul verde, îți semnalizează că ești la rând. Și sunt, că sunt alți colegi care au apăsat. Și aici sunt numele celor care vorbesc. Când îți vine rândul că sting, ceilalți aprindești LED-ul roșu, vine numele tău și în momentul ăla poți să vorbești. Dacă toți deputații ar avea microfoane pe masă și ar putea interveni în discuții printr-o simplă apăsare de buton, așa e dezordine. Ca să zic așa, picture that. Într-un final, nemulțumirea din plen i-a atras atenția secretarului general. Vă rog să mergeți în spate. Această explicație a fost dată pentru toată lumea, domnul deputat. Dacă cineva apasă pe acest buton, înseamnă că dorește să vorbească. N-are nicio legătură cu votul. Restul sunt speculații. Apăsați aici, înseamnă că vă exprimați dorința să vorbiți. Aceeași dorință de a vorbi, dar a jurnaliștilor, l-a deranjat însă pe Gheorghe Barbu. Riscați să vă luați, să vă ridicăm acreditările. Puteți să faceți ce credeți de comisie. Bine, atunci te rog să faci o listă cu toată lumea care și-a depășit. Acum, pe listă acum. Da? Tragedie.